Continuăm studiul biblic din cartea profetului Daniel cu lecția a treia intitulată Locul și rolul profeților în descoperirea viitorului. Și pentru început, ca de obicei, vreau să aduc un cuvânt de laudă pentru Domnul, parafrazând cele spuse de împăratul Nebucadnețar și scrise în Daniel capitolul 2, versetul 47. Dumnezeul nostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților. El descoperă tainele, slăvit să fie numele Său. Și pentru toți care mă ascultați, vă doresc harul de a cunoaște tainele viitorului în așa măsură încât să putem păși cu încredere înspre Dumnezeu și împărăția Sa binecuvântată. Amin. Potrivit celor scrise în cartea sa, Daniel a fost un profet al viitorului, prin excelență. Spre deosebire de alți profeți, chemați în prim plan, să arate poporului starea de păcat și să-i cheme la pocăință, unii dintre ei însoțiți de semne și minuni, alții doar purtând acest mesaj binecuvântat al cerului. Citim în cartea Daniel, la capitolul 2, unde profetul răspunde întrebării împăratului, din versetul 26, ești în stare să spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel dă slavă Domnului, citesc din versetul 28, este în cer un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratul Nebucadnețar ce se va întâmpla vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. Și versetul 30, însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afle ce-ți dorește inima să știi. De aici au început descoperirile prin Daniel și în capitolul 7, versetul 1 al cărții sale este scris: în anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui, pe când era în pat. În urmă, a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Și din acest capitol până la sfârșit, avem o parte de istorie ce s-a scris mai apoi de către oameni, dar era scrisă de Dumnezeu. De fapt, ce scop, ce valoare au aceste profeții extrase din ceea ce în cartea Daniel găsim scris că se numea Cartea Adevărului, așa cum avem notat în capitolul 10, unde îngerul îi spune, versetul 21, dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Erau dezvăluiri pentru viitor. Versetul 2 din capitolul următor, 11, acum îți voi face cunoscut adevărul. Aceste adevăruri dovedite de realități ulterioare într-un mod care nu lăsau nici o chestiune oricât de mică, așa cum spune despre Scripturi, vreo iotă să nu se împlinească întru totul. În studiul acesta vreau să privim într-un prim capitol la câteva exemple și explicații, iar în partea a doua la câteva aplicații. La exemple ne vom folosi întâi de cele scrise în cartea Daniel, dar ca și o scurtă enumerare voi aminti și pe alți profeți care au avut harul de la Dumnezeu, darul să descoperă viitorul. Daniel a fost profetul viziunilor referitoare la, și am notat, trei domenii. Istoria lumii, sfârșitul lumii și instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Să le luăm pe rând. În ce privește istoria lumii, ceea ce atunci era viitor, i s-a arătat succesiunea imperiilor și a împăraților. În capitolul 2, de la versetul 31, citim: tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare.
Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Și de la versetul 36 apare tâlcuirea. Iată visul. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărat, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeu celui ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările celui și te-a făcut stăpân peste toate acestea, tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție mai nesemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul, după cum fierul sfarămă și rupe totul, și ea va sfărăma și va rupe totul ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut, picioarele și degetele picioarelor parte de lut și de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și dacă degetele la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Este o primă prezentare a succesiunilor imperiilor babilonian, medopersan, macedonian și roman. O altă imagine a acestor patru imperii apare în capitolul 7, citim de la versetul 2. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am visat cum cele patru vânturi ale cerului au izbucnit pe marea cea mare și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și sculându-se de pe pământ a stat drept în picioare ca un om și s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiare era ca un urs și stătea într-o lână, avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După ce m-am uitat mai departe și iată că o altă ca un pardus care avea pe spate patru aripi ca o pasăre, fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o patra fiară nespus de grozav și din spământătoare de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărăma și călca în picioare ce mai rămânea, era cu totul deosebit de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Deci iată acolo au fost reprezentate într-un chip potrivit cu strălucirea lor, aici sunt prezentate în ferocitatea lor prin aceste feline sau combinații de fiare. În versetul 17 de aici este scris: aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Ceea ce s-a și întâmplat. Mai citim versetul 24, explicați cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi dinaintașii lui și va dobărâ 3 împărați. Trecând capitolul 8, la o altă prezentare a succesiunii imperiilor și a împăraților. Și vă citesc de la versetul 1. În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie afară de cea pe care o avusese mai înainte. Când au vedenia aceasta, citim doar vedenia, de la versetul 3, am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt. Și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecele împungea cu coarne spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Și nici o fiară nu putea să stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine cădea în mână. Și el făcea ce voia și a ajuns puternic. Dar pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cudrerea toată fața pământului fără să se atingă de el. Țapul acesta avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecile care avea coarne și pe care le-a văzut și în stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea.
L-am văzut cum s-a apropiat de berbeci, s-a aruncat încruntat asupra lui, izbit pe berbece și aflând amândouă coarnele. Fără ca berbecele să-i se putut împotrivi, l-a trântit la pământ, l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut 4 coarne mari în cele 4 vânturi ale cerurilor. Iată ce explicații clare. Însă aici apare succesiunea imperiilor doar de la Medoper, cele două coarne, mezii și perșii. Perșii au fost mai înalți decât mezii, potrivit cu imaginea coarnelor. Iar țapul este clar cu cornul, căci este Alexandru Macedon și apoi cei 4 conducători militari care au preluat după moartea lui timpurie imperiu. Citesc și din capitolul 9, versul 26, doar partea finală, care descrie oarecum o motivație de ce se întâmplă această succesiune de imperii. Războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. Și apoi, fără să mai citesc întru totuși, scrie în capitolul 11 că în acea carte a adevărului erau dezvăluiri și mai amănunțite, nu doar pe imperii, pe împărați. Și de zile și doi, acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată că vor mai fi încă 3 împărați în Persia. Cel de-al 4-lea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți și când se va simți puternic prin bogățiile lui, va răscula tot împotriva împărăției Grecii. Dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Aici prezintă doar succesiunea, trecerea de la Medoperș la macedonieni. Și apoi ceea ce s-a întâmplat între confruntările succesive dintre Ptolemei și Seleucizi. Seleucos și Ptolemei au fost unul dintre doi, adică au fost câte unul dintre cei 4 care au preluat părți din imperiul ce s-a frânt după ce s-a frânt cornul acestei fiare. Sunt foarte multe detalii ce pot fi urmărite în istorie pe acest capitol 11. A fost contestată cartea Daniel spunându-se că și cum se poate să se fi descris dinainte evoluția celor războaie, pentru că sunt foarte multe amănunte. Noi însă avem un motiv să lăudăm pe Dumnezeu care cunoaște totul dinainte. Un al doilea aspect al profețiilor din cartea Daniel este sfârșitul lumii sau ultima manifestare a fiarelor, ceea ce urmează, dragii mei. Ne întoarcem la capitolul 2, citesc versetele 34 și 35, să nu uităm, aici avem de-a face cu chipul cel mare, care în partea capului avem metale prețioase, iar mai jos spre picioare, fier și lut. Daniel 2, versetele 34 și 35, și tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul unei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, aram, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vară, a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Deci iată că vor trece toate acestea, cum parcă n-ar fi fost, și se va instaura împărăția lui Dumnezeu. Citesc în privința aceasta din capitolul 7, apoi versetul 8. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor, al celor 10, și dinainte acestui corn au fost mulse 3 din cele din tâi coarne și cornul acesta avea niște ochi ca ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Să observăm caracteristica ultimului domnitor, a ultimului imperiu mondial. Continuăm să citim despre felul în care a fost descris de la versetul 19. În urmă,
Am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate alte fiare și era nespus de grozavă, avea dinți de fier și ghiare de aramă. Mânca sfărâmat și călca în picioare ce rămânea și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise înaintea, căruia căzuseră trei. Asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufii, observați atitudinile, și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților, atenție, și i-a biruit, asta înseamnă persecuție și martiraj. Până când a venit cel îmbătrân de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Citim tot despre acest corn de la versetul 25. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt și va supri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, adică 3 ani și jumătate. Și versetul 26, apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Acum am văzut că a fost distrus chipul acela și nu s-a mai ales nimic de el. Citim și din capitolul 8, descrierea acestui domnitor de la versetul 23. La sfârșitul stăpânirilor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Iată alte caracteristici. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut, va izbuti tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și a izbândirii viclenii lui, inima se va încânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul unei mâini, că va fi zdrobit prin venirea Domnului. Deci, iată ce va caracteriza ultimele zile ale domniei oamenilor. Sfidarea a tot ceea ce este sfânt, dorința de distrugere a poporului Dumnezeu și o înălțare fără precedent. O altă descriere, parcă mai detailată, avem în capitolul 11 de la versetul 36, că acolo, în capitolul 11, după ce prezintă până la un moment dat războaiele, face o pauză și apoi scrie, repet, de la versetul 35, chiar citim, la sfârșitul stăpânirii, sfârșitului, că sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă, împăratul va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai presus de toți Dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului, Dumnezeului și va propăși până va trece mânia că ce este hotărât se va împlini. Nu va ține seama nici de Dumnezeu părinților lor, nici de dorința femeilor, cu un cuvânt nu va ține seama de niciun Dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți. În schimb, va cinsti pe Dumnezeu cetățuilor acestui Dumnezeu pe care nu cunoșteau părinții săi, îi va face cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin, va lucra împotriva locurilor întărite, cui va recunoaște, va da mare cinste, o face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplat. Da. Eu cred că acest ultim domnitor se va folosi din plin de tehnologia actuală. Va fi o pârghie, o armă ce n-au avut-o ceilalți. Și potrivit prerogativilor care le va avea, cum scrie și în Apocalipsa 13, că diavolul va da fiarei scaunului de domnie și o putere mare și Dumnezeu va îngădui toate acestea, se va întâmpla ce nu a mai fost sub soare, cum de altfel așa am citit că și păcătoșii vor umple măsura nelejuirilor. Adică Dumnezeu va fi motivat din plin să intervină. Și scrie aici în versetul 45, își va întinde cordurile palatului său între mare și muntele cel slăvit. Sunt exprimări simbolice, mare lumea, muntele cel slăvit este domeniul religios, muntele cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni în ajutor. Și ca să nu rămânem cu o stare de teamă la gândul ce va veni, vă spuneam că a treia dimensiune a viziunilor referitoare la viitor privesc instaurarea împărăției lui Dumnezeu. După cum scrie în capitolul 2, versetele 44 și 45,
Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeu ce va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece stăpânirea unui alt popor? Ea va sfărăma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va deveni veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o lipinsă din munte, fără ajutorul vreunei mâini. Mărit să fie Domnul și binecuvântată să fie împărăția care vine. Citim și din capitolul 7, pentru că aceasta este succesiunea lucrurilor. Fiare în desfășurarea istoriei, un corn mai presus de toate în final, care va fi frânt de venirea Domnului, cum scrie și în Tesaloniceni, și apoi instaurarea adevăratului Domn, Domnul nostru Iisus Hristos. Citesc Daniel 7, de la versetul 9. Mă uitam la aceste lucruri până când s-a așezat niște scaune de domnie și un îmbătrân de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului era ca niște lână curată. Scaunul de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca o foc aprins. Un râu de foc urgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 se teau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor până într-o fie pe care rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă, trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars, cum scrie și în Apocalipsa 19. Și versetul 13 și 14. M-am uitat în timpul vederilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrân de zile și a fost adus înaintea lui. Acesta e Domnul nostru. Și i s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească pentru ca să slujească toate popoarele și neamurile oamenii, toate limbile, stăpânirea lui este stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Ce frumos! Și versetul 27. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutini sub ceruri se vor da poporului sfinț celui preanalt, împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Adă, Doamne, ziua aceea. Însă, înainte de a veni ziua aceea, trebuie să vină acest ceas al întunericului, profețit aici și profețit în alte lucrări profetice și în mod deosebit în cartea Apocalipsa. Într-o a doua idee vreau să observăm că Daniel a fost profetul cu darul interpretării acestor viziuni și a viselor. Pentru că scrie în capitolul 1, versetul 17, că Dumnezeu a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Iar în 2:45, partea a doua, este scris: visul este adevărat și tâlcuia lui este temeinică. De altfel, s-a și adeverit aceasta. Apoi, în 4:9 citim: Belșațare sunt cuvintele împăratului, căpetenia vrăjitorilor, așa aveau ei în nomenclatura lor. Știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor celor sfinți, sfinți, ascultați-mă, și că pentru tine nicio taină nu este grea, deci tâlcuiește în vedenile pe care le-a văzut în vis și i le-a tâlcuit. De aceea, în capitolul 5, împărăteasa îi spune împăratului Belșațar îngrozit, citesc versetul 11, în împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor și lor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. Versetul 12, și anume pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, puterea să tălcuiască visele, să lămurească întrebările grele, să deslege lucrurile încălcite, să fie chemat, dar Daniel și-ți va da tălcuirea. Și așa s-a întâmplat. Versetul 16, spune acum împăratul, am aflat că tu poți să tălcuiești și să deslegi întrebări grele. Și Daniel recunoaște în versetul următor, voi da împăratului tâlcuirea acelei scrieri. Da, a fost un dar pe care l-a primit și aici a tâlcuit, cum scrie de versetul 26 la 28,
acea inscripție Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Și mai adaug cele scrise în 7:16, unde profetul nota, m-am apropiat de unul din cei stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temenice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel. Iată de ce este de mare valoare această carte, pentru că avem și tâlcuirea. Amintesc întreagăt, cum spuneam, și alți profeți, Isaia, în capitolul 2 vorbește muntele casei Domnului, spre final, capitolul 60-66, până de noul pământ. Ezechiel, în mod deosebit, capitole 38-39, de războiul împotriva Israelului, de la final, de cu Gog, cu Magog. Ioel, Mica, Zaharia, Maleahi, vorbesc de evenimente din poporul lui Dumnezeu, de judecățile lui Dumnezeu din ultima generație. Și apoi Ioan, despre care citesc în Cartea Apocalipsei, la capitolul 1, versetul 1. Ce este această carte? Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Și scrie aici, în versetul 19, același capitol 1, scrie, dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile pe care sunt cele ce au să fie după ele. Și scrie 19:10, vorbim de profeții, mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Cartea Apocalipsa cuprinde 7 secțiuni. Este văzut finalul istoriei în 7 imagini, care surprind diferite aspecte ale celor îngăduite de Dumnezeu și a intervențiilor sale până la instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Trecem la capitolul 2, aplicații. Am notat 4. Prima. Profețiile pentru viitor din Cartea Daniel și alte cărți profetice sunt acum în parte împlinite, ceea ce le face total credibile și în partea neîmplinită. Deci dacă s-au împlinit cu prima, a doua, a treia, a patra feară, cu coarnele cumpărați, în aceeași ordine și siguranță se va întâmpla și cu ultimul corn. De aceea, noi putem să fim siguri pe aceste informații. Scrie în Daniel, la capitolul 8, de la versetul 20, explicând, berbecile pe care le-ai văzut cu două coarne sunt împărații mezilor și perților. Țapul este împărăția Greciei, conul cel mare, treucul este cel din tâi împărat. S-a împlinit întru totul. Versetul 23. La sfârșitul stăpânirilor, când păcătoșii vor fi umplut măsura în legii lor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Cât de adevărat a fost cele scrise despre Macedon, așa de adevărat este și ce scrie despre acest ultim Macedon, cum s-o fi numind el. Citesc și din capitolul 9, de la versetul 24, ca să vedem siguranță, exactitate, raportând ceea ce s-a împlinit la ceea ce urmează să împlinească. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale. S-a împlinit de la darea poruncii până la unsul, la venirea Domnului, întru totul ceea ce a fost profețit, cum spune și 25. Se va împlini până la sfârșit, cum scrie și la 26, după aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustirile. Va face un legământ trainic cu mult timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aurul urăciunii iudelești va veni unul care pustiește până va cădea asupra lui, asupra celui pustit, prăpădul hotărât, lucruri hotărâte de Dumnezeu. Scrie în 10:14, acum vi se sfat cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi,
căci vedenia aceasta este cuprinsă la niște vremuri îndepărtate. Lucruri împlinite și lucruri ce se vor împlini. Citește din 12 cu 6 la 8. Unul din ei, omul acelui îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, el și-a ridicat spre cerul mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Iată câtă exactitate, citim și 11 cu 12. 11 și 12, de la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustitorilor vor mai fi 1290 de zile. Fericit cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Cu câtă exactitate e profețit totul până la sfârșit și se va împlini întru totul, căci așa cum scrie în Apocalipsa 21, cel ce a decis are autoritate absolută. Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Le credem și noi. O a doua aplicație. Cercetarea profețiilor încă neîmplinite, de care vorbeam că se vor împlini cu lux de amănunte, în lumina scripturilor, a tâlcuirilor sigure, care sunt limitate, oferă o înțelegere a vremurilor și permit stabilirea unui itinerariu de principiu și a unor atitudini corecte. Adică trebuie să știm ce vine, să nu fim surprinși ca Petru. Să te ferească Dumnezeu, Doamne. Nu ne va feri Dumnezeu de vremea aceasta, că trebuie să se întâmple. Spuneam unor frați care m-am întâlnit zilele acestea, voi vreți să amânați instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Dar ea e stabilită și ce e scris trebuie să se întâmple. Scrie în Daniel capitolul 8, de la versetul 15, pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui om și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai care a strigat și a zis, Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta. El a venit atunci lângă locul unde eram și în apropierea lui. M-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ și el mi-a zis, fii cu luarea minte, fiul omului, că-și vedenia privește vremea sfârșitului. Deci să fim foarte atenți la aceste evenimente ca să le pricepem. Versetul 19. Apoi mi-a zis, iată țară ce se va întâmpla în vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Și ca atare, citesc din capitolul 9, iată care trebuie să fie atitudinea noastră. În aud întâia lui Darius și lui Ahasveros din neamul mezilor care se împărat peste împărăția haideilor, în aud întâi al domniei lui eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuie să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul ani spre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și noi calculăm și ca atare nu așteptăm pasiv, procedăm ca profetul și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cere postesc în sac și cenușă. Sunt vremuri care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, să știm care este itinerariul. Întâi trecem prin furtună și apoi ajungem la ziua cu soare. Scrie în capitolul 11, versetul 32 și 33, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți, unii vor cădea pentru o vreme, loviți de sabie și de flacără, de robie și de jafă. Să știm așadar ce vine. Cum scrie și în 12, fericit cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Cum scrie în Apocalipsa, capitolul 13, versetul 18, vorba de aceeași vreme a sfârșitului, în jurul căreia gravitează multe frământări. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să ocotească numărul fiare, căci este un număr de om și numărul este 666.
Întoarcem pagina 14 cu 12. Aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Pentru că cei ce sunt într-o stare spirituală bună au avantajul de a pricepe așa ca Daniel că sunt oameni prea iubiți și scumpi. O a treia aplicație. Starea sfântă de care aminteam și pasionantă raport cu planul mântuirii care i-a reprezentat pe acești profeți trebuie să marcheze în mod intelectual și practic viața noastră, dragii mei. Să fim în asentimentul lor pentru că ei au primit aceste descoperiri nu doar că a fost planul lui Dumnezeu pentru ei, ca pentru Daniel că a fost înzestrat, ei au fost pasionați de așa ceva, s-au rugat ca și Daniel cu ceilalți înainte de a le fi descoperită taina împăratului. În capitolul 9, de la versetul 20 al cărții Daniel, citim ceva ce a trebuit să facem și noi. Nu uitați, aici vorbim de aplicații. Dacă vrem să avem lumină pentru vremea asta, asta nu se culege numai din cărți speculativ cum au procedat fariseii și cărturarii, cum scrie în Matei 2. Au rămas cu cărțile fără înțelegerea evenimentelor. Daniel 9 cu 20. Pe când încă vorbeam eu și mă rogam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mă aduceam cer înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt a Dumnezeului meu și noi pentru împărăția lui. Pe când vorbeam eu încă rugăciunea mea a venit repede în zbor, uite omul Gavril pe care a văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa în care se aducea jertfa de seară. El m-a învățat asta de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea, dar așa ceva avem noi nevoie. Când ai început să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, că tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Asta e necesar și pentru noi. Scrie în 10 cu 12 și 13 că i-a spus îngerul Daniele, nu te teme de nimic. O, cât avem și noi nevoie de un astfel de cuvânt de îmbărbătare. Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din zi când ți-ai pus inima să înțelegi și să smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai de pricina cuvintelor tale vine eu acum. Dumnezeu își va lumina poporul îndeaproape în vremea aceasta. Deși vor fi lupte mari, o scrie vestul următor, dar căpetenia împărăției Persii mi-a stat împotrivă 21 de zile, însă iată că Mehelul, adică pe tine cel mai de seamă, a venit în ajutor și a ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Sunt căpetenii demonice. Vom vorbi într-o altă lecție despre colaborarea dintre îngeri și oameni în asemenea situații speciale și în general. Și mai citesc în 12 cu 10. Mulți vor fi curățați, albiți și lămuriți, cerei vor face rău și atenție și niciunul din cerei nu va înțelege. Dar cei pricepuți, adică cei înțelepți țiți de Dumnezeu, vor înțelege. Asta scrie și în Petru, referitor la pasiunea pentru cele sfinte, pentru proiectul divin, 1 Petru 1 cu 10 și 11, prorocii care au prorocit despre harul care v-a păstrat, vă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor struitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejur avea în vedere Duhului Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimii lui Hristos, asta o prima venire și a doua, slava de care aveau să fie urmate. Întoarcem la a doua Petru, capitolul 3, unde este aplicație foarte concret menționată. Citesc de la versetul 10, ziua Domnului se va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trozni, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni trebuie să fiți voi? Printr-o portare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerese vor topi de mare căldură a focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace, Doamne ajută! Și ultima aplicație, evenimentele dure în manifestarea taberei răului acestor fiare și totodată în intervențiile divine de îndreptarea lucrurilor și totodată prezența îngerilor în transmiterea acestor mesaje n-au fost ușor de suportat de către profeți
și nu vor fi ușor de parcurs în venea împlinirii acestor profeții. Vom avea nevoie de o întărire specială din partea Domnului. Evenimentele vor fi dure dacă numai descoperirea lor a fost dură. Ce va fi împlinirea lor? Scrie în Daniel în capitolul 7, versetul 28. Aici s-au sfârșit cuvintele pe mine, Daniel m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței, dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea. Deci asta a fost 7:28, urmează 8:27. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile, apoi m-am sculat și mi-am văzut treburile împăratului, eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa. Scrie apoi în 10:1-3 că i s-a vestit o mare nenorocire și a fost 3 săptămâni profetul în jale. Vor fi vremuri grele. I s-a arătat un înger. În vedenia aceea scrie în versetul 7 că el a văzut-o, a rămas fără vlagă, ceilalți au luat-o la fugă, s-au ascuns. Dar îngerul l-a întărit, l-a pus pe genunchi, i-a vorbit, spunea pe el versetul 19, nu te teme, om, de nimic, ești om prea iubit, pace ție, fi tare și cu inimă. Și pe când vorbea el, am prins iar puteri și am zis, vorbește Domnul meu că și m-a întărit. Vom avea nevoie în acele vremuri să fim tari și cu inimă. Pentru că vor fi vaiuri și vaiuri, lumea va fi îngrozită, oamenii vor să prăpădească pământul, își dezlănțuie mânia, dar va fi întreruptă de mânia lui Dumnezeu, cum scrie în Apocalipsa 11:18. Așadar, recapitulez aceste aplicații. Profețiile despre viitor din cartea Daniel și din alte cărți profetice sunt împlinite în parte și cu aceeași exactitate se vor împlini și în cealaltă parte. Cercetarea acestor profeții este importantă pentru că, deși nu avem totul cu lux de amănunte, deși avem dovezi că Dumnezeu poate să dea cu lux de amănunte, dar nu acesta e planul acestor profeții, să ne dezvăluie nouă toate amănuntele, acestea însă stabilesc pentru noi un itinerariu de principiu și atitudini corecte. O treia aplicație, să nu uităm că trebuie să avem o stare sfântă, ceea ce presupune separarea de rău și totodată pasiune pentru acest plan divin, să stăm în rugăciune și Dumnezeu ne va călăuzi etapă cu etapă și ne va da har, chiar dacă vom trece, cum spuneam în ultima aplicație, prin vremuri grele, cum spunea apostolul despre sine, 2 Timotei 4, că la un răspuns de apărare a rămas singur, dar Domnul a fost lângă el, l-a izbăvit din gura leului și spunea profetul, și îi spun aceste profeții despre noi toți, spunea și Pavel acolo că ne va da harul să intrăm în împărăția sa cerească. Notez în încheiere că profețiile pentru viitor, în special cele referitoare la evoluția conducătorilor și a guvernării acestei lumi, dovedesc autoritatea lui Dumnezeu peste toată creația și vom avea în viitor și o lecție în privința aceasta, dar totodată natura și scopurile planului său etern. Toate acestea sunt lucrări pentru care merită să fie slăvit. În cartea Daniel este scris că profetul, după ce s-a descoperit taina, adică visul și tâlcuirea pentru Nebucadnețar, a zis, lăudând pe Dumnezeu în rugăciune, citesc 2:19, Daniel a binecuvântat pe Dumnezeu cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie în Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, a lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, stoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune celor înțelepți și pricepe celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns, el știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeu, părinților mei, te slăvește și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, că și ne-ai descoperit taina împăratului. De să slăvim pe Dumnezeu care nu doar că a schimbat împărați, va schimba și ultimul împărat și va pune pe împăratul împăraților și domnul domnilor. Numele lui să fie slăvit. Pentru guvernarea sa,
scrie în Apocalipsa 4, 5 și 7, că Dumnezeu este slăvit în permanență. Și apoi mai apare o cântare, fiind slăvit și pentru mântuire. Scrie în 4:11, vrednic ești, Doamne, Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea și puterea, că și Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta asta în ființe au fost făcute. Dar scrie în 5:9, vrednic ești Tu să iei carte, să rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni, din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam, cum a fost profetit în Daniel. Versetul 13, acel și de pe scaun de domnie și al mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și să ne închinăm și să spunem amin și aleluia, cum se spune în cer și cum se va spune pentru eternitate. De asemenea, vreau să reținem în încheiere că forma codificată și limitată, adică parțial, acestor profeții trebuie să ne determine să rămânem aproape de ceea ce ne-a trimis aceste date pentru a fi la zi cu mersul evenimentelor și a nu rata încadrarea favorabilă în planul divin. Citesc pentru asta din Daniel capitolul 12. Pentru ca să nu ratăm, știți că unii cred că va mai fi mântuire după răpire, asta este o eroare de proporții. Dar, pentru că nu-i timpul acum să ne lămurim cu asta, spun ceva ce nu cred că ar putea să nege cineva. Scriptura ne învață într-un mod atât de clar că noi trebuie să fim gata să-L așteptăm. Și atunci, noi vom avea parte Domnului la răpire. Și nu mai trebuie să ne frământăm cu ce va fi după aceea. Să valorificăm această șansă binecuvântată. Citesc Daniel 12:3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mult să umble în neprihănire. Iată cum trebuie să fie lecțiile noastre. Să învățăm să umble plăcuți Domnului. Vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Și scrie aici, în versetele 9 și 10, el a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetute până la vremea sfârșitului. Că nu știe nimeni tot dinainte. Dar cei sfinți vor fi în pas cu evenimentele. Mulți vor fi curățați, albiți și lămuriți, cei ce fac răul nu vor înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Asta scrie și în Apocalipsa. Și asta trebuie să nu uităm, scumpii mei frați și surori. Să fim aproape de Domnul, ca și cum ar veni în fiecare dimineață și în fiecare seară. Apocalipsa 14:13, și dacă cineva va pleca, să se audă în cer, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, cum a plecat la Domnul și scumpa mea. Da, zice, duhurile se vor odihni de ostenele lor, că și faptele lor îi urmează. Și scrie apoi în 19 de la versetul 7, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, cum aminteam, că ce a venit nunta mielului, atenție, soția lui s-a pregătit, nu în ceea ce va fi după, să valorifice o posibilă ulterioară șansă, ci acum i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Și apoi mi-a zis, scrie fericii cei chemați la ospățul nuntii mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt de adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Să ne dea așadar, bun Dumnezeu, harul, repet, să nu ratăm încadrarea favorabilă în planul divin, în termenii profețiți, și în termenele profețite, pentru că toate se vor împlini. Să ne ajute bunul Dumnezeu să ajungem să întâlnim acest profet și toți sfinții și să avem parte din împărăția care va prelua conducerea acestui pământ după ce vor fi îndepărtate nu de către noi, ci de către autoritatea divină toate guvernările care nu vor să țină cont de Dumnezeu și de principiile sale sfinte. Vie, Doamne, împărăția Ta! Amin!